Acordurile muzicii lui Mozart au răsunat sâmbătă, 29 martie, în sala mare a Casei de Cultură. Pianistul Mihail Horia a revenit în municipiul Roman pentru un concert extraordinar din cadrul turneului Pianul Călător. Timp de 2 ani, pianul va rămâne la Roman, pianistul Mihail Horia, arătându-se încântat de faptul că elevii școlii de artă îl vor primi. Tocmai ați spus că este o bucurie că acest pian călător, numărul 1, aflat la cea de-a 4-a ediție, rămâne în Roman. Eu spun că este un lucru normal, fiindcă mi-aduc aminte cu multă bucurie de entuziasmul publicului de aici din Roman la concertul de anul trecut, tot în cadrul turneului Pianul Călător. În fine, atunci pianul a ajuns la Tulcea, însă ideea de a dota această sală a Casei de Cultură din Roman cu un pian pus la dispoziție către Societatea Română de Radio a venit chiar în acel moment. Iată că acest lucru se întâmplă și sunt convins că publicul romașcan, pe cât și tinerii care învață la Școala de Arte din Roman, vor beneficia de acest instrument, îl vor folosi. Pentru mine este, iată, încă un vis împlinit în acest domeniu, în acest proiect care a debutat în urmă cu 4 ani și nu pot decât să urez succes celor care îmi vor urma pe scena Casei de Cultură din Roman. Peste 500 de romașcani au umplut sala mare a Casei de Cultură, demonstrând că activitățile culturale renasc la Roman. Ne bucurăm foarte mult de prezența romașcanilor. Ce credeți că îi face să vină într-un număr atât de mare totuși? Poate intrarea liberă sau... Cred că este importantă și intrarea, că este liberă, dar poate au dat de gustul spectacolului. Noi așteptăm de fiecare dată la fiecare spectacol. Mihail Horia a debutat la vârsta de 10 ani în orașul său natal, Brașov. După ce a absolvit Colegiul de Matematică și Fizică Andrei Șaguna din Brașov, a urmat cursurile Academiei de Muzică din București și ale Universității din Illinois. A activat ca lector universitar la Boston University, iar din anul 2002 a devenit solist al Filarmonicii din Brașov.